În această lună, inspectorii de muncă au desfășurat acțiunea de verificare a respectării prevederilor legale de securitate și sănătate în muncă și în domeniul relațiilor de muncă la unitățile care desfășoară activități de exploatare forestieră. Au fost verificați 11 angajatori. Inspectorii de muncă au constatat 19 neconformități pentru care au fost dispuse măsuri de remediere și au aplicat 15 sancțiuni contravenționale, din care 7 amenzi în cuantum de 39.000 de lei și 8 avertismente. La un angajator a fost identificată o persoană care presta muncă fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerea activității, acesta fiind sancționat cu amendă contravențională. Deficiențele constatate în acțiunile de control în domeniul securității și sănătății muncă au fost următoarele. Nu erau utilizate de către lucrători echipamentele individuale de protecție, și aici vorbim de casca de protecție, pantalonii antilanț acordate de angajatori, lipsa trosei sanitare de acordare primului ajutor la locul de muncă, nu erau desemnați de către angajator lucrători care acordă primul ajutor la locul de muncă sau nu erau realizate semnalizările de securitate și sănătate în muncă în parchete și platforme primare. Primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerea activității, nu se respecta obligația de a ține evidența orelor lucrate de salariați sau angajatorul nu a cuprins în contractul individual de muncă cu timp parțial repartizarea programului de lucru. Obiectivele acțiunii au vizat creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și angajaților din domeniul verificat în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale din domeniul sănătății și sănătății în muncă și a relațiilor de muncă, identificarea și combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate, diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfășoară activitate în acest domeniu a prevederilor legale din domeniul securității și sănătății în muncă și a relațiilor de muncă.